în județ, prezența la vot este destul de slabă, județul este de asemenea prins între zăpezi și nu mă pot abține să nu spun că, spre deosebire de imaginea idilică pe care o avea guvernul Ponta, din păcate ceea ce se întâmplă în materie de dezăpezire întrece orice bănuială, orice așteptare. A continuat viscolul, ceea ce a făcut ca până în orele 12 prezența la vot în municipiul Arad, pe toate cele trei colegii de deputat și pe colegiul de senat, să fie sub 10%. Vremea s-a mai îndreptat cumva, astfel încât acum, la orele 6, prezența în municipiul Arad la vot este de aproape 31%, ceea ce înseamnă că până în orele 21 există toate șansele să ajungă la 34-35%.